Să vă spun că această melodie a apărut în drum spre casă. Nu ca, virgulă, alte melodii. La alte melodii am muncit câteodată două luni, câteodată jumătate de an, câteodată și un an. La această melodie am muncit 15 minute. Paradox că în 15 minute îmi place mai mult ca altele decât jumătate de an. Cam așa a apărut. Eram la volan. Eram absolut treaz. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Piesa se numește Jumătate eu, jumătate tu. Deci, bărbatul, femeia, două jumătăți, yin-yang, care până la urmă sunt, sau ar trebui să fie un tot întreg, teoretic și câteodată practic. Așa, pe lângă asta, în text, în piesă se cântă foarte mult despre primăvară, despre flori. E o piesă romantică de dragoste și toate aceste leitmotivuri se repetă și în cadrele video. Azi florile de lume îți dăruiesc și doar pe tine anume te iubesc. Acum îmi ești aproape, nimic nu ne desparte, draga mea, draga mea. Îmi place ideea, pentru că piesa e cunoscută, e solicitată și Adrian a reușit să facă un videoclip ca să rămână pentru toată lumea, să spun o amintire frumoasă, pentru telespectatori atunci când privesc acest videoclip. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Reușita este în primul rând de la melodie. Este o melodie foarte frumoasă, care se lipește foarte bine de auz și chiar de suflet. Videoclipul este făcut pe potrivă. Este un videoclip așa cu nuanțe aeriene, care este foarte plăcut ochiului. Primăvara a venit, draga mea. Bravo, primul videoclip, foarte reușit, colorat, frumos, fete frumoase, cu tot ce se cuvine pentru un videoclip. Știm că ei s-au pregătit destul de mult pentru acest videoclip ca să-l realizeze și sperăm să ne mai întâlnim la alte lansări, la fel de frumoase. Un succes, felicitări, Adrian! Vino, draga mea, alină-mi sufletul. Îmi place foarte mult creația lui Adrian, eu cred că este un interpret foarte talentat, care are un viitor promițător și este bine că își utilizează talentul pentru a se dezvolta. Și acest nou clip cu aceste culori grafice foarte interesante vin să confirme că insistența plus talentul în mod clar vor da un rezultat. În primăvară poate vei veni, vei veni. Exact, nu pot spune suma, dar este o investiție mare. Pentru început mă gândeam o sumă, apoi suma s-a dublat, apoi a mai crescut un pic, într-un final cred că merită toți banii și costă mai ieftin decât l-aș fi realizat în România sau Ucraina sau Rusia, cu siguranță. Este un clip în care am muncit o echipă întreagă, Igor Livinski, Corina Caieriac și toată echipa care a pus mult suflet și a realizat ceea ce mi-am dorit eu și ceea ce au văzut ei. Ne așteptăm la un nou videoclip. Cât mai degrabă, pentru că mi-a plăcut să muncesc alături de o echipă de profesioniști și pentru că realizarea unui videoclip este ca și un drog. Ai testat odată și mai vrei și mai vrei. Jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Venit, draga mea, florile au înflorit,
draga mea. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Jumătate eu, jumătate tu, vino draga mea, alină-mi sufletul. Vino draga mea, alină-mi sufletul. Vino draga mea, alină-mi sufletul.